În momentul de față, Minpres nu mai apare ca datornică la Direcția Generală a Finanțelor Publice. Astăzi și-a achitat toate datoriile. Dacă în urmă cu 3 luni de zile societatea comercială Minprest Servesa Rovinari ocupa locul 2 în topul datornicilor cu o datorie de aproximativ 6.600.000 de lei, la această dată societatea a părăsit topul datornicilor, achitându-și obligațiile față de bugetul general consolidat al statului. Locul acesta a fost luat de Oata Motru. Acesta este primul pas spre o evoluție bună a societății, crede conducerea.